Cum să devii popular pe TikTok? Poți ajunge viral peste noapte. 10.000 de dolari pe lună din TikTok. Cu cea mai importantă chestie care să vă spun. Hei, ciao, ciao, eu sunt Reșanu, iar astăzi vă spun de niște secrete de care sunt sigur că n-ați auzit vreodată cum să ajungeți viral, popular și faimoși pe TikTok. Dar înainte să începem, v-aș ruga să lăsați un like la acest videoclip, să dați subscribe cu clopoțelul notificat, aș aprecia foarte mult, și să dați un share, desigur, dacă v-a plăcut. Încă n-ai făcut-o? Hai să începem repede. Dăm drumul. O mică introducere, by the way, pentru cei ce nu știu, eu mă ocup de TikTok de un an și o lună jumate și în această perioadă de timp am ajuns la 3 milioane de followeri. Deci, acum să dăm bătaie și să începem cu secretele. Vreau să vin cu cea mai importantă chestie care să vă spun, care contează cel mai mult ca să aveți succes pe TikTok, pentru că această platformă la momentul dat vă oferă cea mai mare oportunitate de a crește o audiență enormă, este să aveți disciplină maximă. Da, disciplină maximă. Asta ne dă de înțeles că trebuie să fiți cât mai activ pe rețelele de socializare, să postați cât mai mult și să bombardați TikTok-ul cu minim 2-3 videoclipuri pe zi. Astfel, algoritmul o să vadă că sunteți activi, mai ales dacă o să aveți engagement bun, aveți șansă mai mare de a intra pe For You foarte tare, chiar să bombardați pe alte țări și să ajungă un video de-a vostru viral. Și de acolo începe totul mult mai ușor. Al doilea secret. Bun, deci al doilea secret este să vă găsiți nișa voastră. Ce înseamnă asta? Să postați ceea ce vă place. Am în vedere, dacă sunteți o persoană care vă place comedia, sunteți hazliu, râdeți mult, vă place să faceți conținut fun, postați comedie. Dacă vă place, de exemplu, fashion-ul, hainele, chestii, brand-uri, postați chestii de fashion. Trebuie să vă găsiți ceva ce vouă vă place. Nu puteți să postați într-o zi aia, într-o zi aia, într-o zi aia. Deci nu puteți să amestecați content-ul. Niciodată nu o să atrageți audiență dacă o să postați totul la un loc. Trebuie să aveți anume ceva vostru, ce vă reprezintă, sau chiar un talent al vostru, de ce nu? Aveți un talent care vă diferențiază de altcineva. Trebuie să încercați să transformați din asta content. Da? Ok? Ne-am înțeles. Pe lângă asta, puteți să postați și comedie, și fashion, și diferite chestii, dar oricum trebuie să aveți o bază de la care porniți. Baza este cea mai importantă. Fără bază, nu aveți șanse să strângeți audiență. Al treilea secret! A treia chestie care să vă ajute foarte mult să aveți videoclipuri de succes și să vă creșteți canalul cât mai tare, este să cunoașteți că pe TikTok nu contează deloc like-urile, comentariile sau share-urile. Distribuirile la videoclip. Da, distribuirile nu contează așa mult ca watch time-ul. Watch time-ul este cel mai important. Da, watch time, pentru cei ce nu știu, este timpul de vizionare a persoanei care a văzut videoclipul vostru. De exemplu, dacă videoul vostru are 10 secunde, iar persoana dată s-a uitat 11, asta înseamnă că videoclipul este foarte bun și poate avea succes enorm. Trebuie să fie videoclipul cât mai vizionat de oameni. Puteți să aveți chiar un videoclip cu 100.000 de views-uri și să aibă doar 3.000 de like-uri, dar videoclipul să zboare cât mai sus deoarece are un watch time bun. Nu vă bazați pe comentarii, nu vă bazați pe like-uri, absolut nu contează aceste chestii. Cel mai important este să aveți lumină bună, să filmați calitativ, să vă străduiți prin toate metodele posibile să atrageți atenția omului care se uită. Cât mai multă durată de watch time, astfel videoul vostru merge mai sus. Foarte important. Nu uitați, țineți minte, păstrați. Nu uitați, țineți minte și păstrați omul care se uită la voi cât mai mult pe videoclip. Astfel o să aveți succes enorm. Mergem la chestia a patra. A patra chestie, sfatul meu ca să vă ajute să vă creșteți TikTok-ul, este să vă relaxați. Să vă relaxați total. Pur și simplu, primiți plăcere, luați asta ca un hobby, ca pur și simplu o chestie care vă face fericit, bucuros, primiți plăcere din ceea ce faceți, creați și nu vă uitați că, bă, trebuie să-i placă lui aia, trebuie să-i placă lui aia, lui ăla, gen... Nu trebuie să vă gândiți dacă o să-i placă la lume. Filmați ce vă place vouă. Asta e cel mai important. Dacă o să vă placă vouă video-ul, credeți-mă că o să le placă și la ceilalți. Pur și simplu filmați ce vă place și astfel o să aveți cel mai mare succes. Nu vă uitați la nimeni, nu mergeți după nimeni, nu ascultați sfaturile cuiva dacă el zice ceva negativ în partea voastră. Pur și simplu relaxați-vă și mergeți pe valul vostru. Asta e tot ce vă pot spune.
Cam atât a fost cu acest videoclip, guys, sper că v-am fost util și o să vă fie foarte utile aceste sfaturi, credeți-mă, o să vă ajute foarte mult. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați la canal cu clopoțelul pornit, cum zice Dorian Popa, șeful nostru cu cheluțul, și să lăsați un comentariu cu sfaturi despre ce content ați vrea să vedeți în continuare, dar credeți-mă că eu am un plan ceva extrem de ieșit din comun, o să vă placă enorm. Deci, vreau să văd butonul ăla roșu, like, share. Cu voi a fost Reșanu, iar noi ne vedem data viitoare. Ciao!